Consecința creșterii ratei de promovare la evaluarea națională din această vară este scăderea numărului locurilor în liceele din Iași. În contextul prezenței de 93% la evaluarea națională și a promovabilității ridicate, a crescut numărul tinerilor care se vor înscrie la liceu. Astfel, numărul dosarelor înscrise va depăși numărul locurilor disponibile. În a doua jumătate a acestei luni urmează etapa de repartizare computerizată și admitere la liceu.